Sala sporturilor Romeo Iamandi din Buzău a găzduit săptămâna aceasta ședințele de pregătire ale loturilor naționale de tenis de masă înaintea campionatelor mondiale care urmează să aibă loc în China. Buzăul va avea 3 reprezentanți în delegația tricolorilor, unul fiind chiar tehnicianul Mircea Dinu, directorul clubului sportiv municipal, alături de tenismenii Ovidiu Ionescu și Constantin Cioti, ambii legitimați la formația buzoiană. Lotul masculin este completat de Adrian Crișan, Andrei Filimon, în timp ce reprezentativa feminină, antrenată de Viorel Filimon, are următoarea componență: Eliza Samara, Bernadette Soci, Camelia Poștoacă și Cristina Hârici. Samara este printre favorite, în timp ce la masculin Cioti are toate șansele de a urca pe podium. De menționat absența sportivei buzoiene Roxana Istrate, care nu a prins lotul tricolor. Campionatul mondial va începe pe 26 aprilie.